Hai că, nu știu, hai să începem mai bine, nu? Da, sau? Bine ați revenit în grădina cu lăptuci. Sper că v-a prins bine soarele de săptămâna trecută și săptămâna asta și că ați crescut frumoși și falnici, ca niște lăptuci adevărați. Sper că ați fost uzi. Ați fost udați. Sperăm că ați fost udați bine. Și că v-a plăcut, mi s-a părut interesant că s-a uitat lumea la... Da. Virgil a fost un boost, Virgil, exact. Și poate și subiectul, nu-mi dau seama. Subiect, pula mea, subiectul, îți dai seama. Subiectul, Virgil, nu? Da, de aceea, acum, să zicem la început, ca să nu mai pierdem vremea, dați și subscribe, ăștia care vă uitați. Bă, da. Dați și subscribe la canal, ca să facem 1000 de subscriberi. Ar și apoi să putem să facem bani după urma reclamelor. Ar fi o chestie, nu? Ajutați și vă niște lăptuși sărmani. Da. Că până la urmă vă place, vă uitați, adică golanilor, vă uitați săptămână de săptămână. Da, și voi acolo, că nu vă doare mâna. Un subscribe acolo, un like, dacă vreți să lăsați și comentarii, deja sunteți prea lăptuci. Da, lăsați comentarii, ne place când ne lăsați comentarii, da. Ne-a scris un comentariu la un moment dat și aveam aproape că voiam să te sun, să te întreb cum să răspund, da. A scris una acum vreo săptămână sau două că numele îi se pare respingător. Ah, da. Și da, că da. Nu e, nu știu ce plan, s-a simțit jignit, gen că facem noi audiența lăptuci, ceea ce mi se pare că e It's a term of endearment. E un term of endearment, adică trebuie să înțeleg că e parte din așa, ăsta e vibe-ul pe care noi îl dorim să ne... Adică ce preferi mai mult, să zic stimabile sau lăptucule? Da, e mai fan lăptucule, da, dragă lăptuce. Domnule. Nu? E mult mai caterincă. În fine, da. Dar eu răspund în cazul în care nu era clar. Tu, frate, nu fii și gata. Exact. Da. Asta mă gândesc. Adică odată ce trecem peste termenul ăsta de lăptoc, mi se pare că suntem mai apropiați, suntem mai tovarăși. Știi? Adică am trecut prin această cumpănă împreună, ne permitem să ne facem lăptuci unii pe alții. Exact. De-aia cum înainte fan. Cum cu prietenii apropiați, eu am apelativul... Nu spune. Nu spune ce apelativ, te rog. Sau spune, dar... Da, apelativ pe care îl folosesc până la urmă și toți. Trepăre și cool când îl folosesc ei. De ce n-ar fi și când îl folosesc eu? Cioară. Spun oamenilor apropiați, le spun așa, dar le spun oamenilor care nu au neapărat, nu trebuie neapărat să aibă o tentă rasistă când te spun așa. Poți să fii George Dumitru și tot să spun cioară. Doar pentru că e cumva antiteza dintre personajul căruia îi spui și felul în care îi spui, așa de acolo să naște umorul. Asta o să fie clipul care o să apară peste 10 ani, când Dobrota o să fie super fucking faimos și celebru și or să vrea social justice warrior să-l dea jos. Cool. Asta îmi plăcea la corporații, frate, la HP, să fac chestia asta, să le mai spun așa. Aveam și un prieten, încă mi-e prieten băiatul ăla, dar și ăla muncea cu mine în timpul ăla la HP. Și ăla mai făcea chestia asta și l-am văzut pe el și m-a început să o fac și eu cu vreo doi după la birou. Gen ăștia care erau super nerdy guys și așa, știi? Super liniștiți, numai la biroul lor, așa. Da, e fun, când într-adevăr. Când ajungi la muncă să te duci la ei să fii, ce faci, cioară, cum ți-a fost da, weekend-ul? Da, băgat, să-i bagi un pic în disconfort. Da, ce ai băgat weekend-ul ăsta? Fă, negro, pula da, mea, da, doc, da, nu da. Știu ce. Ce versiune de Dungeons and Dragons, așa, da. Să iei așa și să-i vezi cum să... S-a știi așa. Cum era gluma aia lui Chappelle cu îi plăcea să folosească anumite formule de încheiere la telefon de negru, știi, să vadă doar cum reacționează albii. Că era asta cu peace out. Și ăștia alții albi erau I love you too. Nu știau cum să răspundă, nu știau ce să zică. I love you too. Cam așa și asta, știi, le dai cu ce facioară, ce zici, bă, mă, vagabond și ei sunt, da, nu știu, bine, cu oițe. Da, sau se duc prea departe. La mă, e fun. E frumos. Mâine, sau de fapt, nu știu, cred că astăzi, când în ziua în care apare acest episod, când mă stăteam și mă gândeam, e ziua copilului. Ziua copilului, este frate, 1 da. iunie. Ceea ce mi se pare în primul și primul rând foarte drăguț, că am uitat că este ziua copilului, atât de departe sunt de copilărie. Era și cazul. Era și cazul, nu? dacă îți trimite mai câte 100 de lei în ING, nu e ok. De ziua copilului. Prea târziu. I-a trimis în avans că i-am cerut. Vezi câți buni banii aia, frate. Păcat că nu mai am bunici, că mai primeam și niște bani, dar sunt așa de bătrân că asta nu mai am cumva, bunici. Tătaia cumva s-a învățat, el asta face, ăsta e bondingul nostru cumva, că el îmi dă niște bani mereu când ne vedem. Mă cine? Tataia, gen mă duc de două ori pan la Brăila, nu știu, căcat, dar de fiecare dată când mă vede, trebuie să-mi dea acolo câteva sute de lei.
doar pentru că asta e cumva cadoul lui pentru mine, nu contează, că e, poate a fost ziua mea, poate e Crăciunul, poate nu știu. E o altă generație și cred că e maximum de afecțiune pe care poate să ți-l arate, știi? Eu cumva, nu-mi pare rău că faci asta, dar cumva deja acum în ultimii ani, a te vede, mă simt puțin inconfortabil când încă trebuie să accept, că n-am cum să-i zic nici, ia-ți bre bani, că n-am nevoie de ei. Da, ai tu ai mai multă nevoie exact, decât am eu. Dar n-am pot să-i zic asta, că îl ofensez pe el, să clar, simt el aiurea dacă clar. E așa. Oricum, eu prefer să mă ofensez de la primit bani decât de la primit mâncare. Da, adică decât să car șase saci de zacuscă, prefer să-mi dai 200 de lei. Băi, bună, și o mâncare. Cel puțin mama e top pregătit. Și e bun când mă duc la Brăila să mă mai întorc cu niște sarmale făcute de ea, niște icre, niște chestii de astea. Asta e, cred că are legătură cu faptul că tu nu ești din, știi, ai venit în București la un moment dat și cred că te-ai obișnuit cu lifestyle-ul ăsta de adus mâncare și mâncat. Da, la început eu nu am pachet, adică chiar dacă primii ani de facultate, chiar dacă nu mă duceam la Brăila, am trimitea pe maxi taxi și mă duceam și asta, aceste, de eu, da. Deci practic maxi taxiurile sunt pline cu sarmale pachete, și cârnați și da. Salată orientală sau da, de toate da, din da, astea. Da, ce să pune, da. Mi se pare foarte străin conceptul. Adică să stau să mănânc o săptămână dintr-o cratiță pe care mi-a trimis-o maica mea. Am mâncat doar din aia, dar n-am mâncat primele două zile. După aia tu ai stat în cămin, nu mai știu. Da, am stat primele două și aveați din astea de vă combinați, mamă, vezi că avem săptămâna asta îmi trimite mamaie. Nu am fost niciodată atât de prieten cu oameni din cămin. A, n-ai fost o sharer pe... În cameră, nu. Adică nu prea să... În primul an am stat șase în cameră, dintre care mă trimit. Și de raza pușcărie, da, șase da, oameni da, în cameră? Arăta exact ca la pușcărie, la Artifex acolo. Și cumva mă înțelegeam bine cu doi din ei, mă înțelegeam mai așa bine cu unul din ei, cumva mai bine cu celălalt ok, cumva, știi? Mm-hmm. Dar nu eram atât de... Cum, mai făceam chestii de astea, gen mă duceam cu ăla care mă înțelegeam foarte bine, că n-aveam mâncare de acasă, ne mai luam amândoi o pâine, gen, și o tăiam la jumate și ne băgam în ea, știi, ne făceam sandwich așa, cumva. Mm-hmm. A genul ăla de împărțit, cumva, așa. Da, așa, da, așa, da. Pe pachet, da, probabil, cred că mai mâncam și la unul la alții, dar... Eu sunt destul de așa, de ăsta, scârbos așa, nu prea... Nu-ți place adică, să mănânci de la alții, nu? Prea, sarmalele adică, altora. Exact, nu prea și eu sunt la fel. Fan, dar nu să încerc, ia să văd cum facem masalul ăsta, știu că le facem mai buni, mă doare în pulă. Da. Și cu cât sunt mai tradiționale bucatele, cu atât mi se pare că ai toleranță mai mică. Exact, de... mai risky, dar o șnițel mai încerc. Da, asta e șnițel, nu prea ai cum să-l dai greș sau ți-a trimis niște macaroane. Da, exact. Alea mai merg, dar să-ți trimită piftie, nu, da. Bossule, nu mănânc. Piftie nu mănâncă deloc. Nici eu, da, în fine. Mă gândeam la chestia asta, că dacă e ziua copilului, când am coborât acum, apropo, hai să zicem și pe asta așa din timp, suntem la Comedy Point, da. Sus e cafeneaua veche nouă, e restaurant, aici se mai întâmplă teoretic și show-uri, îmi vine să fac un plug, pot să fac un plug repede? Da, sâmbătă pe, dacă e, așa pe 3 iunie, sâmbătă pe 3 iunie aici la Comedy Point, o să fie un show de improvizație foarte mișto, sper că o să fie foarte mișto, având în vedere că improvizația nu pot să garantez. La principiu ar trebui să fie. Se întâmplă aici de la ora 8, e pe donații. O să fiu eu, Delia Riciu, Coșarcă, Cătălin și Geo Adrian și Michi și o să fie super fun. Deci dacă vreți... Nice. Nu știu, pe Instagram o să mai punem noi, o să mai dăm niște chestii, niște share-uri, că se mai întâmplă lucruri. În fine... Că nu mă puțin să zi. Fac și eu un plac dacă tot așa. Ai făcut tu. Pe 4 iunie, duminică, apare roastul lui Frânculescu. Pe bune! Uitați-vă și dați comentarii acolo cu Dobrotă, ce-a rupt Dobrotă, ca să vadă ăștia să oftice, mamă, ești nebun, eu tot numai Dobrotă, ies în evidență. Bă, da, eu o să scriu de pe toate conturile. Fucking și Dobrotă. Acolo sunt o lăptucă și m-a rupt Dobrotă, da. În acest roast. Îl votez pe Dobrotă, chiar dacă nu e nimic de votat. Am fost deși, dar am și dat-o bine. Ai dat-o bine? Am dat-o bine. Dar pe ce canal se pune? Pe ceva mărunt. Ceva mărunt. Da. Deci intrați duminică pe ceva deci mărunt. Deci merită tot produsul, vă uitați la tot, dar lăsați un comentariu cu ce a rupt Dobrot. Bă, da. Eu o să las. Adică asta promit. Asta o să fac. Plaguri altceva nu cred că mai avem, dar prea. O să ne vedeți prin oraș, pe la obor. Așa s-au lansat, dacă sunteți Cluj și Brașov, Sibiu, s-au lansat show-urile de Roast Your Post din la sfârșitul lui august, dacă vreți să vă luați bilete acolo. Dacă vreți să fiți muiți. Da. Să veniți cu Instagramurile, să ne batem pula de ce poze la mare postați.
Tu crezi că dacă ai fi participant la Roast Your Post... N-aș participa niciodată. Nu, dar dacă ar fi, ar avea de ce să se ia de la, din pozele tale? Adică ai poze compromițătoare? Cumva, da, adică compromițătoare. Am nu, știi, arăți care... penal sau ceva. Da, arăt în toate penal, pula mea, da. Da, pe aia ales pe Facebook, poze mai vechi, clar ar găsi, da. Dar pe Instagram... Da, sunt și pe Instagram. Sunt pe Instagram mi se pare că sunt mai curățate. E mai curățat oricum decât Facebook-ul, clar, clar. Da. Pe Facebook am niște poze cu aia. Apropo, azi de dimineață I got treated to my second dick pic ever. Ți-a trimis cineva o pulă? Pe la ora 1, eu dormeam că sunt un înger, dar dimineața m-am trezit și am văzut și știam. Pentru că era un dude pe care nu-l cunosc. Și era un singur mesaj și eram foto. Hai să vedem pula. Nu cred că era pula lui, his defense. De ce? Pentru era... că era dita, părea o pulă profesionistă era... sau ce, părea luată de pe net și transmisă către mine. Înțeles. Dar doar asta e că nu niciun mesaj ajutător sau ceva. N-am mai scris nimic. Nici înainte nu scrisese nimic niciodată? Nu, adică s-ar putea să fi fost spamat, ceea ce m-a făcut să mă simt un pic crezi ciudat. Că a fost mas? Da, cred că a dat un mas dick pic. Adică m-a făcut să mă simt mai puțin special. Știi că părea că pur și simplu a trimis pul la toată lumea. Vreau să-i dai love react și atât la pulă. Nu, i-am dat bloc, că nu. Dar e a doua, am primit a doua și nu știu la câterea dick pic de vighei. La câterea dick pic te hotărăști de ia mă să vedem deci, totuși care e. Cred că dacă după ce primești dick pic-ul ăla, trimiți înapoi un vocal în care faci... Și dă el bloc. Dacă ar fi primit înapoi vocalul ăsta, ți-ar fi dat el bloc. Da. Asta o să fac. Nu, lăptuci să nu... Nu vă vină idei, nu asta am vrut să zic. Nu. Dar asta e, am primit două și cred că le-am primit pe ambele pe Facebook. Asta mi se pare interesant. Dar Facebook pozele pare... femei cu poze compromițătoare, pula mea. Poze cu țâțele, cu curul, cu pizda. Nu de astea, ai primit așa nu ce nu am solicitit, așa de la femei, tot fane, cum ar veni, zici, câteau. Nu am, nu posed, poze. Nu ținem. Nicio. Adică am mai primit poate mesaje în care, ești tare, ești funny, da, ce tare, da, nu știu ce, da, dar nu, mesaj, da, straight da. Up titties n-am primit. Asta, Geo parcă mai povestea că mai primit și poze cu țâțe așa. Bă, să fie sănătos. Eu nu. Da. Bine, nici nu. Și cred că nici tu. Nu cred că aruncăm neapărat nici în nu, eter. Da. Materialul nu e neapărat în zona în care se pare că sunt deschis la a primi chestii da, genul ăsta. Tot vorbesc de prietena mea, de asta. Și eu la fel, îmi place să prefac că am în fiecare nu știu, de fiecare set menționez mai devreme sau mai târziu că am iubită, dar asta nu înseamnă că nu sunt deschis la primi poze cu... Adică eu îmi fac treaba și datoria să anunț pe toată lumea că am iubită, da. Dar dacă cineva îmi trimite o poză cu țâțele sau exact. Cu păsărica sau ceva, nu am nicio... Nu știu ce am zis păsărică de parcă am 12 ani, dar în fine... Cu totoașca. Da, cu gogoșica, cu clementina, cu cum vreți voi clementina. Să... Clementina. Nu se supără nimeni. În fine, de unde am plecat, frate, că am ajuns la... La poza lui băiatul ăla. Da, i-am dat bloc, e ok, nu, dar... Am trecut de la 1 iunie ziua copilului la dick pic-uri, dar mi-am adus aminte. Niciodată o pulă, mi-au mai scris băieți care erau gen, în sensul, îmi scriau de-astea, ești drăguț, ești, nu știu, chestii de-astea, da. Ce faci de da. 8 zile la rând, același mesaj, ce faci. Da, și ne-ai răspuns niciodată. Dar pozii direct cu pula nu mi s-au trimis, nu? Dar știu de la cine mai știu că primise și Mirel și Mirica mai povesteau că au mai primit. Dar stăteam să mă gândesc la chestia asta, că mi se pare... Deci aveți voi ceva cumva, sunteți... Avem un vibe și Negoiță primește... Negoiță primește constant. Da? Da. Avem probabil energie mai feminină, mai gheiuță, așa, nu știu exact. Posibil. Dar cert e că e foarte șocant, frate, e foarte surprinzător, așa, chiar dacă... intuiești că asta se întâmplă. Da, ai un șoc și ai un șoc ca bărbat. Nici nu vreau să mă gândesc că, în primul rând, femeile cred că primesc unele dintre ele zilnic. Da. Da. Și, în al doilea, nu cred că... cred că e șocul și mai mare ca femeie să primești, că mi se pare că e și un act. Depinde, sunt femei care au văzut o pulă mai recent decât tine. Cumva. Irele, gen in real life. Da, probabil, dar... Chiar nu știu. Eu cred că sunt foarte...
social justice warrior, așa, la niște chestii din astea, că mi se pare că e foarte de căcat să faci o femeie să se simte inconfortabil și mi se pare că e greu să o faci să se simtă mai inconfortabil decât să-i trimiți o poză cu pula nesolicitată. Deci pur și simplu să scoți pula în timp ce vorbește cu tine față în față. Sigur că există orice naș își are nașul, cum ar veni, dar... Sunt metode, să faci să se simte inconfortabil, sunt o grămadă. Îi spui pula mea, îi spui la începutul relației că îți plac vacanțele și apoi nu vrei să pleci nicăieri. Asta e slow drip inconfortabil, da, e din aia pe termen lung, așa. Nu doare acum, dar în 3 ani de zile să fie o mare problemă. Minți la începutul relației, bă. Minți la începutul relației, frate. Dar toată lumea minte la începutul relației. Delia îmi reproșează că prima aniversare pe care am prins-o împreună, adică de fapt prima dată când a fost ziua ei, i-am luat 3 cadouri. Deci am luat 3 cadouri diferite. Pentru okay. că, pula mea, e prima oară, normal că te duci all out. Adică, în primul okay. și primul că îmi veneau idei pe vremea da. Aia. Știi, de mamă, ce marfă ar fi să iau asta. 6 ani mai târziu, da. Niciun mă, cadou nu mai știu ce să iau. Adică o să da. Ajung ca bunică tot, să-i dau 100 de lei. Da, eu mă chirui mult cu Diana. Adică uneori vrea, uneori nu. Gen de, avem pacturi de astea, gen de Crăciun ne zicem, de... zilele noastre trebuie să fie surpriză. Ea vrea mereu să fie surpriză. Eu mă piș pe surprize, nu-mi pasă să fie surpriză ce primesc. Mai bine mă întreb ce pula mea vreau, zic că vreau asta și mi-a iei pe aia și gata. Ea nu vrea asta, că dacă are ea nevoie ceva și ea singură. Ea vrea să fie surpriză de ziua ei. Ea are dreptate. Are dreptate, dar asta Într-o nu înseamnă că nu e... Într-o lume de asta ferică și de zâne și pula mea are dreptate. Dar pula mea, avem 30 de ani zi, pula mea, zic că ai nevoie de blugi ăștia să iau și aia a fost. Și gata. Ce nu știu. Da, asta e un favor pe care ți-l face ea ție. Îți face ție da, viața mai ușoară. Da, exact. Adică asta e o justificare pe care o aduci tu ca să-ți fie ție mai ușor. Dar în sine e mișto să primești ceva surprinzător, mișto. Ba, adică eu nu apreciez. Dacă decât să primesc o surpriză, să fiu un hanorac care nu s-a așa încântat de el, mai bine întreabă-mă înainte și ți-l arăt eu exact pe ala pe care îl vreau. Da, mă, dar tu ești băiat, ești inginer de la, știi, ești de la de... Da, avem da, această problemă, există da. Această soluție, nu stăm să aberăm. Da, și avem cumva chestia asta mereu cu cadourile, că trebuie mereu să stau să mă fut creierii cu ce să-i cumpăr ca să nu schimbă cu nimic, nu știu, nu știu ce, ce spui, eu știu ce spui, dar eu cred, apropo de asta de minte, cred că la începutul relației nu ți era greu, asta ce e ce încerc început, să zic. La început, da, cumva că avea, adică la începutul relației eram și mai atent la ce vorbea. Asta e, că de fapt asta e. Cumva. Mai prindeam așa din discuții. Eu aveam un folder pe telefon, cadouri de Elia. Acum, și când acum am început să fac asta, în ultimul an. Da, că mai auzi uneori, mai ești notiții, atent. Cumva, că la început cumva mai țineam minte fără okay. notițe. Da. Da, acum în ultimul an am început okay, să vreau un fac. Copil, ok, hai că mă crezi că poate... Am notițe, scrie doar dă-ți drumul înăuntru. Da, da, da. Zero prezervative. Nu cumpăra da, prezervative. La lista de cumpărături am nu prezervative. Nu prezervative. Fără labă. Da. Da, mă, e apropo, ciudat oricum. Cu... Apropo de labă. Ia. Yeah. Mă gândeam la asta cu ziua copilului. Da. Nu are nicio legătură ăla cu asta, știu. Dar când coboram acum, nu știu dacă ai prins, era Bryan Adams, da. Melodia Please Forgive da. Me, care m-a adus foarte tare când, în nostalgia anumitor timpuri, când, nu știu dacă la tine la școală se făceau un 5-8 serbări. Da. Aveai serbări? Se făceau. Din, venea fiecare cu câte o sticlă de suc și cu niște... Sau cum erau? Se luau așa, gen de șeful clasei. Șeful clasei se ocupa? Da, da, da. Și nu făceau părinții și câte o prăjitură, câte o... Sau nu, din asta? Nu, cred, nu, nu. Se luau fursecuri de astea, chestii, dar se cumpărau, da. Așa, și dansați? Aveați chestia de să bă, dansați să mai făceau muscă? Ca niște baluri de astea, așa, gen, de asta s-a făcut odată de Halloween, ne-am costumat toți în căcaturi, după aia s-a dansat, așa, dar erau și serbări de astea la care cumva câțiva elevi de la fiecare clasă, corul pulii mele, cântau, era ca un talent da, show. Și stăteau și cântau aia niște
ori colinde, dacă se apropia Crăciunul, ori nu știu, cântecele, pula mea, și asculta toată lumea acolo, față la cancelare, acolo. Ah, ok. Și profesori și pula se mai adunau și elevi și ascultau acolo, cumva, pe aia. Când ah, dar nu era neapărat o chestie de, era doar cu clasa. Eu sau mai făceau și de-astea cu toate clasele, dar cumva de-astea, baluri de-astea, cumva, în sala de sport mai făceam de-astea. Și să stătea în sala de sport, să mâncau fursecuri, să bea suc și să dansa pe acolo. Și care era, zi-mi o melodie, că de fapt aici vreau să zi-mi o melodie care, pe care dacă o auzi... Una, cumva aia din Titanic, e clar, de slow dance. Celine Dion? Niciodată n-am fost fast-paced dancer. A, tu ești... cumva dacă vreau să dansez cu o femeie serios, trebuie să dansez pe o melodie un blues, slow. Trebuie să pun un blues. Da, se cer un blues. Dacă... Da. Dacă pula mea e o melodie mai alertă, clar o să o fac la Caterinca dansul ăla. N-o să am vreodată să-mi imaginez că pot să atrag o femeie dansând. Da, da, rupându-te în figuri din alea. Cumva trebuie neapărat să... Asta, dansurile alea normale, eu mereu le overdo them. Mm-hmm. Ca să cumva să fie clar că știu și eu că e penibil ce se întâmplă aici, că e fun. Am înțeles, o duci în zona de... Încerc să o fac serios, doar să dansez așa, arăt penibil și doar mă simt și eu penibil, că mamă, ce pula mea am făcut, doar chiar m-am luat în serios dansând. Mm-hmm. Dar așa la bluzuri mi-e ușor, pula mea, doi pași așa, un pas așa. Da, 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 e destul de ușor. Îmi am camit care erau primele, erau momentele aia de cu cine dansezi, de cu cine dansezi prima oară, cu cine e foarte important să te... să-ți arăți intențiile de la bun început și mamă, să mă picioarele. Îți minte că la un bal de ăsta s-a făcut de Halloween în clasa 6-a, acolo, și fiecare se costuma în ceva, pula mea, și eu ca să am uitat să le zic alor mei ceva ca în balul ăsta, știi? Și în ultima zi atunci trebuia să mă duc și eu costumat în ceva și pur și simplu am rămas tot în uniformă, că era neagră, cu cravată de aia, cu elastic, știi? Ai avut cravată la uniformă? Da, what the fuck? Da. Și era ca un costum negru, cu tot, da, sacou, cravată, cămașă albă, pantaloni negri, pantofi negri, și pur și simplu mi-am pus niște ochelari de soare și am zis că sunt Man in Black. Mare pisichier, dar tu cerei și un gubăț. Și aia a fost costumația mea seara aia. A stat doar cu uniforma și cu ochelari de soare tot seara, Men in Black. Ba, elegant. Eu mi-am gândit că odată am fost de Halloween, fratele era la medicină și am cerut un halat din ăla de, și echipament din ăla să fiu doctor. Și am zis că nu era suficient de Halloween related și așa că am umplut halatele și toate alea cu carioca roșie, știi, să pară că sunt sânge, cu sânge, da, și după aia nu mai ieșea carioca aia, mă jura fratele meu că a trebuit să cumpere maica mea alte dale, era fucking shit. Da, e fun. Am avut un bal de ăsta, nu știu dacă era tot ăla de Halloween sau așa, tot în sala de sport și mai stăteau și profesori, era câțiva din ei stăteau și se supravegheze, gen cumva, da. Și era ăla de engleză, pe care știam că e unul mai bețiv așa, vreo 50 ceva de ani așa, și stătea, bă, și se uita atât de fix la una din fete de-a 8, da, care într-adevăr, și atunci noi fiind a 7-a, era cu un an mai mare decât noi aia sau ceva. Și noi fiind așteptea să știa, toată lumea știa că aia e cea mai bună din școală. Da, ceva, da, 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 da. Era dezvoltată pentru a 8, dar era bună, pula mea. Cireșica o chema. Să mor tu, așa o chema? Așa îi se spunea pe la ei Cireșica, îi se spune. Ok. Și bă, să uita ăla, era un chelios cu o mustață așa și avea o jachetă de aia de raiațe așa pe el. Gen om de la old school, așa, știi? Bă, și stătea pe băcă așa să... Numai așa cu aia să uitați drept așa într-una spre aia tot ce făcea aia și eu stăteam cu încă unul cu un prieten și râdeam de necâncat pe noi, ne uitam la muia lui și râdeam că eu tâlcoi cum să uite ce la bani. Uite, ce-a... băiatul ăla cere, nenea la cere acum 25% în plus la salariu. Bă, nu, e stradă. Ăla ori a ieșit la pensii, deci ori a murit, dacă nu cumva a murit deja. Ăla e reprezentativ, da, e foarte reprezentativ, nu e nici primul, nici ultimul. Da. Era profesor de engleză la și la un moment dat ne-a marcat pe noi cu povestea cu fumatul, că să nu fumăm, că lutasul i-au tăiat piciorul la țigări. Trebuie să-i tai un picior. Și era cumva, era... Da, asta a fost, pula, nu mi-a pasat. După aia în anul ăla tot am fumat. Asta e, adică da, nu... Atunci pe moment când am auzit, am fost, bă, ești bun. Bă, ești nebun? Și adică, asta era de engleză și cumva pe mine mă plăcea, că eu știam engleză. Uh-huh. Eu făcusem oricum din a patra, vreo 2 ani, nu știu câți ani, am făcut meditații la engleză. Au avut planuri mari cu tine, da, și oricum mă uitam la multe filme și de-astea, desenii, chestii în engleză, știam engleză destul de bine pentru un copil atunci.
Și îi plăcea de mine cumva așa, dar la un moment dat l-am enervat că râdeam de jacheta lui când a venit prima oară la oră cu jacheta aia verde așa. Era, nu știu, o dea dintr-un material de la un fel de raiat, dar scămos așa, de la din care tot se văd ațișoare așa, cumva, știi? Da, da, da. Ba, pula, și un verde de la urât, era cea mai urâtă geacă pe care am văzut-o în viața mea. Și a venit cu geaca aia la oră și eu stăteam în prima bancă cu voi, cu prietenul ăsta meu. Și pur și simplu râdeam cu lacrimi la ui cu ăsta, nu puteam, era fix în fața lui la catedră și ne uitam la el și râdeam cu lacrimi, nu puteam să ne abținem de râs, nu mai puteam genera râsul ăla, ca știi că da, n-ai da, voie. Da, 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 și cu cât încerci să te abții râs mai tare. Ne căcam pe noi de râs când ne făceam, și după aceea ridicam capul și vedeam iar jacheta, Madalea, așa, și mă uitam și la ăla, vedeam că și el e tot așa și ne mureau. Că era, și a luat atunci, a fost sigura dată când a fost cumva mai agresiv față de mine, față de alți copii care nu învățau sau așa, mai era câteodată, dar față de mine, atunci a luat o cretă și mi-a aruncat-o în cap direct. Era funny, da, da, da. Mi-a aruncat cu creta atunci și cumva la uițele, gen, a fost șocat că a făcut asta. Da, cumva am fost, pula mea, hai, te înțeleg, măcar atât, dar poți să faci. Că și-a dat și el sigur seama că de el râdeam. Pur și simplu ne uitam la el și râdeam în fața da, lui. Da, 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 e clar, e clar. Adică știi că e la clasica la profesorul ăsta de ce râde să râd și eu. Aia da, e, da, pentru da, că știi sigur că râde tine, de-aia a apărut replica aia, pula mea, n-ai cum. Exact. Eu aveam un prof de matematică în gimnaziu, Simion. Super bun prof, dar făcea, știi că era caterica asta, de, era un soi de abuz, știi, nu știu cât de mult se mai practică în școli în momentul ăsta, dar făcea, el făcea la caterincă, dar chiar încerca, dacă tu te ridica în picioare și dădeai un răspuns greșit, el de la tablă zicea să deschizi gura și el încerca să arunce cu creta în gura ta, încerca să-ți dea cu creta în gura. Ce și chiar încerca, știi, adică, ce funny. Bine, da, nu, omul foarte funny, tot așa, mega alcoolic, dar foarte amuzant și foarte... foarte caterincă. Și proful de română, care era și directorul, fiind directorul școlii, avea un set de chei foarte, foarte mare, avea 40 de chei. Și dacă tot așa erai prost sau râdeai ca handicapat sau făceai vreo prostie, lua cheile și nu-ți dădea în cap, dar le lăsa așa, le lăsa dintr-un flic din ăsta pe cap. Mamă, exact aici moarele capului. Noi în 1-4, în clasă primare, asta învățătoarea avea ghiuluri de alea, inele de alea pe degete și dădea castane cu alea cu aia. Fucking shit, da. Mamă, și îți rupea capul în două, crea contuzii în pula mea. Pe aia ți-a făcut-o vreodată când te trage de perciuni de aici? Da, da, da. Mamă, mâncat instant lacrimi. Cel mai nașpa lucru pe care mi l-a făcut, m-a ridicat, stai că trebuie să exemplific, m-a ridicat de urechi. M-a făcut așa de bancă. Direct și capace la urechi. Oh, băi, ești de bun, ți-a dat combo. Da, cu aia, m-a ridicat deci de urechi așa din pancă până în picioare și odată ce eram în picioare, capace. Direct m-a așezat imediat la profă de ce? Învățătoarea. A, învățătoarea, nu 4. Da. Bă, da. Da. Da, da, uite unde ai ajuns. Da, într-adevăr, într-adevăr. Într-un beci. Da, da. Și apropo de asta, cu serbări cu 1 iunie, cu asta, cu... Ți-am zis să făceau asta la cancelare în care cântau anumiți copii. La un moment dat eram la o serbare de asta eu cu prietenul ăsta meu din gimnaziu, cumva m-am prietenit cu un băiat care încă vorbesc voi cu ăsta, care eram, stăteam și vecini la un bloc de stanță cumva și eram tot timpul amândoi și în bancă stăteam unul lângă altul și prin școală eram mai tot timpul amândoi. Și la serbarea asta noi nu participam, nu cântam, noi nu făceam nimic, dar ne-am dus și noi acolo cu toată lumea să ascultăm ce se întâmplă. Cred că era de sfârșit, da, cumva de 1 iunie, cred că da, că se apropie sfârșitul de an. Sfârșitul de an, luările erau mult mai relaxate, știu că ne lăsase să plecăm să vedem serbarea, gen cumva. Eram toți acolo. Și în grupul ăia care cântau era și o colegă din clasă la noi, pe căruia noi îi spuneam Grasa, colega noastră. Normal, Grasa. Trebuie să fie una. Da. Și colegă care noi râdeam oricum în clasă, făceam fat shaming de la glume, pula mea. Da, da, acolo la erau serbare, alte vremuri. Da, dar la serbare acolo era și ea în grupul ăla cu mai mulți și cânta. Și eu cu ăsta, pur și simplu ne-am dus acolo și am început să râdem, să ne căcăm pe noi, de ce muia are Grasa, cum cântă ea, cum pula mea, tot râdeam cum cântă Grasa, de ce pula mea, când ajungea iar la un vers de-al ei, ne muream de râs amândoi când vedeam că iar cântă ea. Ne amuza rău. Și era un alt profesor, nu ăla care făceam noi matematica, altul din școală, care să știa că bate elevi, pula mea. Și la un moment dat s-a lăsat ăla așa între noi, cum stăteam noi unul lângă altul, s-a lăsat așa între capetele noastre, ne-a pus mâinile pe umeri și a zis, dacă nu vă potoliți, vă pălesc.
Vă bălesc? Vă bălesc. Am crezut că gen îți dă o limbă în ureche. Era o pedeapsă mult mai rău decât dacă îți dea una. Asta trebuie să fie pedeapsă. Da, da, da. Da, la ureche. Da, da, să-ți dea o limbă în ureche așa, să rămână ud. Vă bălesc, a zis. Mm-hmm. Și noi, pula mea, am înghețat acea pe un moment, el s-a retras după ce a zis să tras înapoi în spate, noi am înghețat așa pentru un moment, după aia ne-am întâlnit privirile și ne-am pus și râsul și mai tare, îți dai seama, ce pula mea, de asta ne pălește. Ca un dubios, acolo, da. Și am râs și mai tare. Și în timp ce rădeam, deodată a dispărut Voicu de lângă mine. Cumva, nu știu, ceva l-a smuls de acolo. Ca filmele cu groază. Ceva s-a întâmplat, deodată nu mai era dreapta mea, așa, știi? Și după aia am mai stat așa 2 secunde, că m-am uitat în spate, dar nu se mai vedea, că era multă lume, erau alții adunați pe acolo și nu mai vedeam unde pula mea era. Și am mai rămas acolo gen niciun minut și am simțit și eu o mână pe ceafă așa și cu aia simțit mâna lui ăla pe ceafă și m-a ridicat omul de ceafă în aer, așa ca pe pisici în pula mea, m-a ridicat în aer cu aici și m-a ținea cu o mână, mă ținea de la pantalon, gen de la curte aici, așa. Aha, de pantalon. Gen wedgie, un fel, da, de mini wedgie. Da, exact, cu o mână așa și cu o mână de ceafă, mă ținea în aer așa și m-a scos din holul ăla, cum ar veni, care, unde era cancelarea, m-a scos pe holul mare, pe unde să treceai spre clase. Da. Și când am ridic, m-a scos așa în aer cumva și l-am văzut pe voi cu gen la jumătatea holului acolo și pur și simplu m-a aruncat așa. Mamă, mă, papul era spargă. Pur și simplu m-a aruncat așa cu aia. Ești nebun, gen de poziția aia de ținut așa de pantalon și de ceapă. Te-a dat ca la curling? Da, cu aia m-a aruncat, dar în aer așa, am zburat câteva secunde în aer așa până am căzut pula mea. Și cu aia că sunt patru labe așa, te-ai dus, mamă, ai aterizat în picioare? Nu, clar n-am aterizat în picioare, dar pur și simplu m-a aruncat așa în față. Era un om de 1,90 așa, înalt, solid, pula mea, noi eram clasa 6, a 7 acolo, niște copii. Mi-a fost greu să fac asta, dar pentru noi a fost fascinant. Dar tu ce, voi ce clasă era sau câți ani aveai? Pe acolo, pe la 7. A, deci nu erai... Nu era chiar mic, dar oricum, da, tot destul de mic că îți poți mă ridice ăla așa. E... ciclul de abuz din școli mi se pare că e... Da, bă. Asta, timp când nu se duce prea departe, mi se pare că sunt fond memories mai mult decât orice altceva. Bă, cumva, da, ăsta, gen care ne-a făcut nouă chestia asta, vărul meu era cu 2 ani mai mare decât mine și era la clasa lui, era ăsta diriginte. Și știu la ăla povești, nu era deloc ok ce făcea. Da, era, se ducea prea departe. Da, ce ne-a făcut nouă acolo cumva era încă în... light. Da, încă în marginile alea de ok, hai, pula mea, la pedepsit a fost și ei proști, dar nu, păi ei bătea cu pumnii, cu palmi în cap, cu pumnii în cap, cu la coastele, dădea. Pe la bune? Da. Bine, avea și o clasă de aia de cei mai retarzi cumva de școală, de aia care erau repetezi 2-3 ori, trebuia să fost deja la ceva liceu. Ceva trebuie să le faci. Știi, gen de aia, de duream pulă de orice, de orice. Da, cumva îi bătea la modul agresiv tare. Asta ar fi mișto, știi că e genul ăla de film, gen, nu știu dacă se mai fac, dar era Dangerous Minds, ăla cu Michelle Pfeiffer. E modelul ăsta de film american cu profesorul alb care vine într-o școală din suburbii și nu reușește să-i facă să învețe. Și dansează. Dar ar fi tare să fie un film în care pur și simplu ia la omor. Îi bate pe toți de să cacă pe ei, nu bănuia toată lumea, straight A's. Știi că de fapt nu funcționează o chestie asta de zgârii, tabla și... Ce, în filmele alea e o secvență când se duce la unul din ei în cartier să vadă ce se întâmplă în familia lui. Da, și vede ce dezastru e și își dă seama și crește empatia. Nu, frate, să nu facă niciuna, doar o omor. Doar bătă-i pumni în coaste și în cap până în vață. Asta fie Dangerous Minds în România. Erau foarte, foarte obișnuite. Dar nu se pare că cu cât erau profesorii, la mine asta a fost experiența mea, cu cât erau profesori de materii mai dubioase, mai outer, cu atât erau și ei mai dubioși. Adică profesorii de matematică, de română, de nu știu ce, mai erau abuzivi, dar cumva erau within limits. Erau cei mai abuzivi. Matematică, română, astea e importante. Eu am auzit o poveste, nu calumniez pe nimeni că nu mai știu niciun nume, dar când eram eu în gimnaziu, clasa 7 sau 8, era o profesoară de educație tehnologică. Noi ziceam atelier pe vremea. Pula mea, făcea. Care era o femeie pe la 55 de ani, grasă, tot așa, vai morții, și mi-a povestit la un moment dat cineva și nu cred că ar fi mințit că la o oră s-a dezbrăcat, a rămas în sutien și a chemat doi băieți să-i facă masaj. Băi, ești nebun? Da, să-i facă masaj, că e încordată. La umeri așa? Da, la umeri și gen, da, să-i facă, de-aia s-a dezbrăcat, a rămas în sutien. Which is kind of fucking weird abuse, ca să zic așa, și
Asta odată și profesor de religie. Un profesor de religie pe care l-am avut eu în clasa 8-a. Sutien de ăla de baba. Da, sutien, adică n-am fost martor, eu relatez ceva ce am auzit, dar pare foarte specific ca să nu fie adevărat. Adică nu pare chiar gen... Am văzut, ca paranteză, am văzut un reel la unui băiat care nu o să-i dau numele acum, dar a făcut și el comedie stand-up într-un timp puțin. Mm. După aia a fost și pe la ceva șef la... furculițe, la cuțite, ceva. La șef la furculițe, n-am fost eu. Nu, la cuțite. A fost și pe acolo ceva, nu știu, într-un timp. Așa. Un băiat de vreo 40 de ani plus, cred, 40 plus. A fost care... seară la open mic? Nu. Ăla. Și ăsta face niște reel-uri în care el comentează alte reel-uri, știi? Și gen face views pe de-astea, cumva că arată o femeie. Și reel-ul ăsta despre care vorbesc acum, a pus un reel cu o femeie bună, gen cu țâțe mari, care nu avea sutien, era îmbrăcată cu o rochie sau ceva și îi sar țâțele în toate părțile, gen șmecher. Da. Un reel de calitate. Pula da, mea. Ce trebuie. Da, cu niște țâțe foarte jucăușe. Da, ne ajută. Da. Și în comentariul lui de după, gen, ca să te aducă el la portul, la reel-ul lui, da. A fost să-i arate ălea, nu știu dacă ai auzit de invenția asta, și scoate un sutien. Deci toate sunt așa de foarte râs hilare. Da, și sutienul pe care l-a arătat să vedea că e alu măsa cu aia, că e de babă, de la purtat de 30 de ani. Era de la care a fost alb, dar acum era bej. Da, iesațe din el. Mare, cu dantelă de aia, de căcat, nu știu, gen mod. Era dar nici o secundă nu ți s-a părut că poate era parte din glumă, de ce nasol e sutienul? Niciun moment. Nu? Nici, și știu pe omul ăla, știu că nu-i cu nimeni, sunt sigur că stă cu părinții. Ok. Trebuie să-mi spui eu ofere despre cine e vorba, că vreau să văd reel-ul ăla. A fost extraordinar când am văzut că scoate sutienul ăla și se vede clar. Adică n-ai cum să nu-ți dai seama să investească în pula mea niște bani să se ducă să ia, să se ducă să ia un sutien de la fucking Jolidon. S-a dus să-ți dai seama că el în moment, când a pregătit reel-ul ăla, a văzut clipul ăla cu țâțele alea, mamă, ești nebun, ce glumă am, stai să mă duc până la mama în sertar. Când nu e acasă. Acum când nu e acasă. Se pare cel mai funny lucru. Caută următorul. Scuze, gata, stai, nu mai intră deloc. Dacă știi, mai găsește un reel cu unul de-i se vede pula pe-n pantalon. Da, trebuie să mă duc la tata în sertar acum. Să caut chiloții aia. Boxerii aia obosiți. Stai, mă, de-asta ceva cu parfum de femei. Și scoate un parfum de la super old school. De la știi, de la care are, are un... Știi de la de-n desene, de-l dai în aer și te duci prin el? Deodorant de femeie, scoate un fa. Da, o Rexona. Nu mai știu ce vreau să zic, mă, de... Eu aveam un profesor de religie care era, se îmbrăca ca Elvis. Își dădea părul pe spate așa. Bă, și era... Da, se îmbrăca ca... Era cu... Se îmbrăca foarte cool așa și avea părul de religie, rămânea o șuviță, da. Și tânăr, pe la vreo 30 de ani. Și avea și o carte care era despre... Deci arăta cool, arăta cumva... Nu arăta deloc bine. Nu? Era penal rău, dar el voia să fie cool, își dorea foarte tare. Și avea o cărticică, un pamflet din asta pe care trebuia să-l cumperi ca să iei nota 10, care era despre fiecare capitol se numea plictiseală și ceva, plictiseală și poate credințe. Pare un profesor destul de interesant. Ideea era asta, că plictiseala te duce la păcat și te știi că din plictiseală, gen idle hands, the evil lies in idle hands. Nu, din plictiseală l-am și imaginat pe Dumnezeu ca oameni. Da, n-am intrat în discuții din astea teologice, dar după aia când am terminat școala și mulți ani mai târziu, nu mai știu cum am găsit pe net... Era unul care și-o ardea gen justițiarul din Berceni, prejustițiarul din Berceni, și ăsta încerca să fută toate puștoaicele de și clasa 7-a, 8-a, s-a aflat, deci inspectoratul a aflat și nu știu ce, și doar l-au mutau dintr-o școală, într-alta, stilul Biserica Catolică, așa, știi? Și... Nici nu știu dacă, nu o să-i dau numele, dar dacă vedeți pe unul care se îmbracă, nu știu, e vreun profesor de religie, ăla, nu știu dacă la voi, nu știu dacă sunt copii de 12-13 ani care se uită. Telefonul cu ou șucat. Da, dacă îi sună, da, exact, dacă... Care mai e o melodie? În loc să sune Crezul. I got the fever. Da, atunci fucking scoteți-l de la religie, e destul de nasol. Da.
E frumos de 1 iunie. Am auzit că tu o să sărbătorești, o să te distrezi de 1 iunie. Da, doar așa, stând. Trebuie să simt nevoia să fac și eu acum ceva fun, nu știu. Da. Să mă duc măcar la un film sau să... Doar pentru că e și ea liberă, are liber, na, de la muncă, acum fiind 1 iunie și na. Dar nu e, nu ți se pare extraordinar acum că ți-ai dat demisia, câte marfă e să te distrezi într-o joi? A, da, sau într-o marți? Nu prea aveam, sincer. A, nu? De când m-am apucat de stand-up, nu prea am avut de asta că, vai, mâine muncesc. Nu neapărat. Beam până la 4 dimineața, dormeam 3 ore și munceam. Era, da, asta că trebuia să te duci la muncă, trebuia să fii blocat undeva într-un spațiu. Pandemie, cât încă mă duceam, înainte pandemie, cât încă mă duceam, tot așa. Destul, eram destul de tânăr încât să pot să duc încă. A, să le îmbin pe toate și să-ți faci adică de cap. Primele luni când m-am apucat de stand-up și să stăteați în minte mai des la comics, pe terasă, să rămânea după, gen, după open mic la băut. Mm-hmm. Stăteam până la 4-5 dimineața uneori, mergeam acasă, dormeam 2 ore, după aia direct făceam un duș rece și plecam la birou. A, și nu dormeai niciun pic? La gen, băgai o oră, două? Cât apucam. Și după aia, pe la 2, aveam un crash de la de mă duceam în baie, pula mea, nu e ca și cum anunțam pe cineva că mă duc să mă cac, dar cumva ca și cum m-aș căca, mă duceam, stăteam în veceu și dormeam un pic pe veceu. Foarte că-ți luai out pe veceu? 15-20 de minute. Dar puteai, gen, adormeai? Chiar adormeai? La cât de rupt eram după o noapte de aia, eu dimineața, când ajungeam la birou, primul lucru era gen oferit de pizza, aveam niște pizza de la slinoase, așa, uleioase, știi? Ce trebuie? Da, exact ce trebuia. Să-ți absoarbă alcoolul. Da, exact, și băgam o de aia, o doză de Pepsi și o cafea. Și băgam alea, bum, dimineața la 8:30, 9:00, când ajungeam la birou și îmi tăteau boost-ul 4 ore, cumva după aia eram ok, mai beam o cafea, după aia încă o cafea, dar încet așa, până la prânz, așa, mm-hmm, câte o gură la birou, nu direct, la două țigări să o termin. Și duceam și după prânz, după ce mâncam de prânz, cădea totul pe mine. Tot ce clădise până atunci s-a ruinat tot, parcă trăgeam piesa aia de Jenga. Care... Știi ce era tare? Dacă te duceai la baie să dormi un pic, să te trezești, te fi și căcat. Știi că atâta pizza cu Pepsi, cu cafea, că nu știu ce, te trezești din reflex fiind pe budă, corpul tău să-ți o ia înainte. Da, și mai făceam asta uneori, așa. Mai stăteam în baie aia 15 minute, așa puțin... Ațipeam așa un pic, după aia mă întorceam la birou. Crezi că dacă sunt gen managerul tău sau managera ta de la corporație, dacă se uită la chestia asta... Bă, ce poți să mai... Nu, dacă crezi că știe, crezi că era gen... Da, măi, dobrotă, no, clar, dormea. Nu. Sau erai funcțional, cumva, eram părea funcțional. Că... Băi, eu jobul mi-l făceam mereu, destul de bine și destul de... Nu făceam nimic extra, gen. Dacă aveam, nu știu, asta e cumva cu jobul ăla, cel puțin la început... aveai un bucket cumva virtual din care îți luai deal-urile alea pe care să le rezolvi. Mm-hmm. Și eu le făceam pe alea intrate cumva de ieri sau așa, dar dacă, chiar dacă mai erau astăzi în ultimele 2 ore intrate, unii mă pișeam pe ele, lasă că e mai e și mâine astea. O zi. Nu stăteam să le fac eu proactiv așa, atitudine de asta, hai să le facem de acum și mâine să fim mai liberi. Da. Să nu lași pe mâine, da, ce poți sugerezi. Dar cumva treaba normală, the basics, mă făceam mereu și bine. Cumva, na, și nu practic. Dar nu ți se pare că, să dai și mă gândesc la chestia asta, că e, de fapt, felul în care ți-o arzi într-o corporație, felul în care muncești într-o corporație, ca să nu vorbesc prea ca un puștan, e, de fapt, felul în care muncești în orice domeniu. Adică ți se pare că în stand-up ești tot așa, ești mai degrabă stilul care lasă, că am făcut destul de azi, fac și mâine, sau crezi că ești mai proactiv, mai încerci să le preiei mai mult? În stand-up cumva am tentația să fiu sigur că ce fac, adică vreau ca ce fac să fie mai bun decât voiam ca ce fac să fie ok. Clar, dar... Acolo mă interesează să fie doar de trecere cumva. Aici mă interesează să fie bun, pula mea, chiar să impresionez cu da, ce fac. Da, dar nu e niciodată... Dar nu fac, da, dacă am scris ceva dimineață, nu o să mă gândesc la după amiază, păi ia să mai scriu ceva astăzi, chiar dacă am scris dimineața. O să fiu toată ziua, ba, am scris astăzi, sunt bine. Mi se pare foarte amuzant că și eu am chestia asta de, în mintea mea tot timpul răsună ideea de în fiecare, trebuie să scrii în fiecare zi, trebuie să scrii în fiecare da, zi. Da, nu, și dacă dacă scrii o glumă, gen o glumă de 30 de secunde, sunt... Eu nu mai scriu azi. Eu nu mai scriu, am scris azi. Da, te simți bine cu tine însuți, ai făcut-o pe ziua de azi, cred. Da.
Eu zic că suntem, că ne-am distrat destul, da, nu? Frate. Nu știu. Gata, da. Eu zic că am băgat ceva, nu știu. Scrieți-ne și voi dacă aveți vreo amintire așa de copilărie, profesorii, nu foarte abuziv, adică hai să nu devină dark secțiunea de comentarii, dar știi cum e, orice lăptuc și are traumele, asta exact. E o vorbă de demult. E o vorbă de știu de când eram mic. Orice lăptuc și are viermele care mănâncă frunza. Da. Na, sau așa. Care e dușmanul natural al lăptucilor? Veganii. Habar da. Habar da. Da, mă doare pur. N-avem, mă, noi suntem împreună. Lăptucii, dacă sunt împreună, sunt inatacabili. Ne vedem săptămâna viitoare. Vă mulțumim că ați fost în grădina cu lăptuci. Și vă pupăm. Ciao. La revedere.